E un an atipic din punct de vedere electoral, dar asta este mai puțin important. Este un an, o perioadă dificilă și de aceea cu toții am fost nevoiți, suntem nevoiți în continuare să ne acomodăm, să găsim acele soluții și să respectăm acele reguli prin care putem să ne protejăm și să-i protejăm și pe ceilalți. Sănătatea trebuie să fie pe primul loc în continuare. Campania electorală, din acest punct de vedere, este așa cum se vede. S-a mutat extrem de mult în spațiu online, s-a mutat extrem de mult în mass media. Întâlnirile cu cetățenii au rămas, dar într-un cadru mai restrâns. Experiența noastră de până acum este că dacă respecti regulile, dacă mergi și discuți cu oamenii, te primesc, stau de vorbă cu tine. Sigur, nu mai este posibil să organizezi întâlniri cu sute, cu mii de participanți. E absolut necesar să mergi să te întâlnești cu oameni într-un alt cadru, ceea ce până la urmă este bine, fiindcă întâlnirea directă cu mai puține persoane lasă loc pentru un dialog mai structurat, mai adânc, dacă vreți. Și asta am văzut atât în orașele mai mari, am văzut și în comune, unde în diferite zone, în diferite străzi se poate întâlni cu oameni și se poate discuta. Mobilizarea va fi iarăși un lucru mai greu. Cu toții învățăm campania electorală în aceste condiții. Nimeni nu știe, nimeni nu are o rețetă. Am văzut ce s-a întâmplat în Franța la începutul pandemiei, ce s-a întâmplat apoi în Polonia, în Serbia, în alte state unde au fost alegeri și de aceea trebuie să ne ținem cont și de experiența lor, dar în același timp trebuie să ne acomodăm, trebuie să învățăm. Nu este mai ușor decât în condiții normale, dar nici nu pot să spun că nu poți să faci campanie electorală și că nu trebuie să faci campanie electorală respectând regulile și ținând cont de această situație, se poate. Nu acolo e o problemă până la urmă. Sigur, dacă vrei să forțezi nota, nu merge, fiindcă și oamenii sunt atenți și oamenii știu care sunt problemele. Oamenii, majoritatea lor, marea majoritatea lor, sunt extrem de responsabili. Și de aceea se poate găsi soluțiile necesare. În ziua votului, iarăși este o situație mai deosebită. Noi am propus, am recomandat, am sugerat guvernului încă din iunie, iulie, să înmulțească secțiile de vot. Fiindcă acest lucru înseamnă, mai ales în zona urbană, dar și în câteva sate, că nu se aglomerează în secția de votare în ziua votului. Sigur, înseamnă un efort mai mare din punct de vedere financiar, din punct de vedere al resurselor umane, dar s-ar fi putut. Oricum, dacă sunt respectate toate regulile, cetățeanul când merge la vot, nu există un risc cu nimic mai mare decât să mergi la cumpărători, la alimentară sau în alte magazine. Deci, din acest punct de vedere, acele câteva minute cât stai în secția de votare nu înseamnă un risc mai mare dacă sunt respectate toate regulile, toate condițiile. Din punctul meu de vedere, ar fi fost mai bine dacă cineva s-ar fi gândit strategic încă din februarie-martie să fie anul școlar 2019-2020 scurtat, fiindcă oricum nu s-a putut merge, și să începem anul școlar de la 1 septembrie, mai repede cu 2 săptămâni, fiindcă nu știm ce ne așteaptă, pe de o parte. Pe de altă parte, guvernul a avut la dispoziție 6 luni, cel puțin 6 luni, să pregătească în aceste condiții noul an școlar. Nu știu dacă au făcut sau nu, dar am văzut un dor extraordinar de mare de autonomie locală
începând de august până în septembrie. Să dăm toate deciziile la autoritățile locale, fără să dăm bani, fără să dăm ajutor, fără să venim în sprijinul lor. Să dăm toate deciziile la școli, la conducerea școlilor. Un dor atât de mare după autonomie locală n-am văzut în 30 de ani. Mai mult este o fugă de responsabilitate din partea guvernanților. Și, bineînțeles, acest lucru se vede, acest lucru se aude oriunde te duci în țară. Oamenii așa simt ceea ce s-a întâmplat. Dar sunt convins că marea majoritate a instituțiilor de învățământ vor fi în stare să deschidă anul școlar în condiții normale, dar normale în această perioadă, sigur, dar nu este o condiție și o situație normală. Eu văd, fiica mea merge în clasa pregătitoare, ce efort face școala, ce efort face învățătoarea, ce efort fac părinții ca să fie totul în regulă și văd o preocupare, o implicare și o responsabilitate uriașă din partea profesorilor, din partea părinților și mai puțin din partea guvernului. Bun, la noi se vede din august avem un platou care s-a fixat la 1200-1300 de cazuri noi pe zi. Asta înseamnă în jur de coeficientul 1 și nu mai mare. Nu crește, nu scade. Vom vedea după începerea anului școlar dacă va exista după 2-3 săptămâni o creștere a cazurilor și atunci vom da seama dacă începerea anului școlar în aceste condiții înseamnă un risc, dar în ceea ce mă privește, eu sunt pentru a deschide anul școlar, pentru a face un efort financiar, chiar bugetar, dacă va fi cazul, fiindcă copilul trebuie să meargă la școală. Educația online, mai ales la copii mici, dar nici la cei din liceu, nu poate rezolva problema învățământului. Nu numai din cauza că nu suntem pregătiți, că nu am fost pregătiți, că nu avem infrastructură, nu avem pregătită aproape nimic pentru a face educație online, dar pentru socializare. Trebuie să meargă copilul în comunitate, trebuie să fie prezent copilul acolo, trebuie să se întâlnească cu pedagogul, cu profesorul, cu colegii. Și sunt convins că se pot găsi soluții așa. Sigur, ar fi trebuit să avem mai mulți profesori în aceste condiții, ar fi trebuit un efort bugetar mai mare, dar aici guvernul știe sau nu știe ce are de făcut, ce ar fi avut de făcut. Ca o excepție trebuie să fie învățământul online și pentru o perioadă scurtă, nu pentru o perioadă lungă, fiindcă altfel vom avea o problemă pe termen mediu, pe termen lung cu calitatea din învățământ și nimeni nu dorește acest lucru. De aceea eu cred că ar fi fost nevoie de un efort mult mai mare din punct de vedere al executivului și în primul rând din partea lor și atunci poate că am fi avut mai multă siguranță. În acest moment există o nesiguranță foarte mare la nivelul părinților, la nivelul comunităților, fiindcă încă nu se știe cum va începe școala luni pe 14. Și asta eu vă spun și din propria mea experiență, cu toate că văd că acolo unde se duce fiica mea și profesoarea sau mă duc educatoarea și școala este preocupată, sunt preocupați și fac un efort uriaș. Nu trebuie amânate nici alegerile și nici începerea anului școlar. Eu înțeleg raționamentul colegilor mei care spun că trebuie amânate, dar sunt raționamente pur politice. Nu sunt de altă natură. Deci eu cred că pentru a asigura la nivelul autorităților locale actul decizional corect pentru următoarea perioadă, pe 27 septembrie trebuie să avem alegeri locale. Și alegeri parlamentare, așa cum s-a stabilit pe 6 decembrie,
și sunt convins că pot fi organizate, permanent va exista un risc. Dar riscurile pot fi foarte, foarte mult reduse dacă guvernul, executivul face ce are de făcut. Noi nu am susținut și nu susținem amânarea nici al anului școlar, nici al alegerilor. Ce procent sperăm să obțină obținere la nivel național, la alegerile locale? Nu are nicio relevanță din acest punct de vedere. Alegerile locale sunt diferite. Fiindcă politic poți să faci un calcul luând în considerare consiliile județene, unde votul este mai mult politic decât la consiliile locale, unde, mai ales în comunitățile mici, fiecare om cunoaște pe candidați chiar personal și istoricul lor știe. Dacă nu ai listă în toate județele, nu este relevant procentul. Și noi, în afară de Transilvania, avem listă în foarte puține județe. Avem în Mehedinți, avem în Bacău, avem în București, mă rog, dar nu avem în toate județele țării, de aceea nu are nicio importanță, fiindcă acolo unde noi nu avem listă și dacă sunt oameni care ne-ar vota, n-au posibilitatea. La parlamentare vom avea liste în toate județele și acolo, sigur, e o altă miză, e un alt calcul. De aceea procentul nu contează în acest moment. Din punctul nostru de vedere, nu are relevanță. N-are relevanță. Din punctul nostru de vedere, contează numărul de primari. Acum avem 200 de primari în toată țara. Mai au și alții câțiva în jur de 215, 216, 17 primării sunt conduse de către aleși pe lista noastră sau pe lista PCM-ului în 2016. În total, ținând cont de istoria alegerilor locale din ultimii 30 de ani, de faptul cum votează oamenii la alegerile locale, putem spune că sunt în jur de 220 și ceva de primării unde putem câștiga noi alegerile pe acest sistem, pe sistemul actual. Alegeri într-un singur tur de scrutin. Dacă noi vom avea 200 de primari, plus minus, dar să fie în plus, atunci spunem că rezultatul nostru este un rezultat bun la alegerile locale din 2020. Cam asta este ținta. Dacă vom reuși să câștigăm 4 județe la nivel de președinte de Consiliu Județean, atunci iarăși spun că avem un rezultat bun, chiar foarte bun. Vom vedea în acest moment, noi suntem în campanie, indiferent ce spunem, electoratul va decide pe 27, pe 28 dimineață vom ști rezultatul, dar cam astea sunt cifrele reale, fără să exagerăm și fără să fim foarte, foarte încrezători. Vor exista alianțe, absolut. Deci și noi vom avea nevoie de aliații în câteva județe și localități și alții, fiindcă câștigă primarul, dar nu va avea majoritate fără alianță. Câștigă președintele Consiliului Județean, dar ca să aibă majoritate trebuie să facă o alianță. În mare, se știe în județele unde noi vom fi prezenți în diferite structuri ale administrației locale, cam cu cine se poate face alianță. Dar, iarăși, trebuie să așteptăm rezultatul votului, fiindcă dacă a câștigat cineva primăria, nu prea este indicat să faci o majoritate împotriva lui, fiindcă nu este în interesul comunității locale să ai un primar și să există o majoritate care poate impune un viceprimar sau doi viceprimari, dacă vorbim de reședințe de județ, dar cu ce folos? Asta înseamnă că blochezi și introduci scandalul pentru 4 ani de zile și nu este în folosul comunității locale. Aici trebuie să găsim acele echilibre prin care o localitate poate fi condusă și poate fi dezvoltată și interesul local trebuie să primeze și nu altceva.
Așa cum se vede în foarte multe județe, în foarte multe localități, alianțele vechi vor funcționa, există o tradiție, dar pentru acest lucru trebuie să câștigăm noi sau trebuie să câștige cel cu care suntem în alianță. Și probabil că vor fi județe unde lucrurile vor fi diferite, fiindcă nu vor câștiga cei care până acum au condus județul sau un municipiu sau o localitate. Aici lăsăm liber la colegii noștri aproape 100% și în funcție de rezultatele alegerilor, fiecare va avea capacitatea și posibilitatea de a negocia o majoritate, o alianță. Sigur, vor exista și excepții, asta până în 28 nu pot să vă spun. Sunt formațiuni politice cu care nu pot să faci alianță, dar nu știm dacă vor câștiga, nu știm dacă vor intra în structura instituțiilor sau autorităților locale. Trebuie să așteptăm alegerile. Până atunci, orice speculație este doar o speculație și eu nu vreau să fac speculații. Până când nu avem o bază reală pe care se poate așeza o discuție. Care este situația la Târgu Mureș? De ce UDMR se ține un candidat independent și nu are unul propriu? Domnul Șoș a fost candidatul nostru și la un moment dat, încă în primăvară, undeva în martie, în februarie, în martie, după ce el a fost nominalizat, înainte să fie amânate alegerile, noi am luat o decizie să meargă independent, fiindcă am ajuns la concluzia că poate va reuși să atragă mai multe voturi dacă merge independent decât dacă merge doar sub sigla noastră. Așa am făcut și acum 4 ani. Nu este nicio deosebire. Acum 4 ani tot cu Șoș am mers și tot independent a fost, susținut de noi, susținut de alte formațiuni politice și mai ales susținut de Târgu Mureșeni. Și asta este lucrul cel mai important. Acolo e o bătălie foarte interesantă și chiar o bătălie reală, o campanie foarte intensă, se vede indiferent unde ne uităm, pe Facebook sau la fața locului, fiindcă fostul primar care 20 de ani a ținut Târgu Mureș pe loc și dacă ne uităm cum arată Bistrița, cum arată Sibiu, cum arată Alba Iulia, nu mai vreau să vorbesc de Cluj sau de Timișoara sau de Oradea, se vede că Târgu Mureș a pierdut sub Dorin Florea 20 de ani și stagnează și a devenit un oraș gri, un oraș unde nu există nici, nu a existat nicio politică publică coerentă. El nu mai candidează. Într-adevăr, a pierdut susținerea Târgu Mureșenilor, a simțit acest lucru și a renunțat la candidatură. Sper că va câștiga Șoș și va reuși cu o echipă bună să pună Târgu Mureșul pe un alt drum, un alt drum de care au nevoie mureșenii. Sper că așa se va întâmpla. Toate orașele au o miză importantă, fiindcă în toate orașe importante există competiție. Începând de orașele pe care noi putem să le câștigăm, Sfântul Gheorghe, Târgu Secuiesc, până în Satul Mare, există o competiție reală, sunt mai mulți candidați, deci există o miză pentru fiecare oraș. Acolo unde primarii au avut rezultate, inclusiv în perioada pandemiei, au fost alături de cetățeni, au ajutat, au organizat ce era de organizat în acele condiții pentru a îmbunătăți speranțele oamenilor, vor câștiga. Sunt convins că vom câștiga la Satul Mare, vom câștiga la Carei, sper că vom câștiga la Tășnat și venind de dinspre nord-vest, sunt convins că vom câștiga Sfântul Gheorghe, Mercurea Ciuc și Târgu Secuiesc. Sper că vom câștiga Târgu Mureș și multe alte orașe. Am spus cele mai importante, dar o miză există peste tot și nu poți să te oprești, fiindcă există competiție, există mulți candidați în aceste orașe peste tot. Deci nu există niciun oraș unde merge un singur om și știi încă de la depunerea candidaturii că va câștiga. Vorbeați puțin mai devreme despre electoratul din Transilvania și v-aș întreba cum ați apreciat votul în localitățile
orașele cu populație preponderent maghiară, considerați că va fi un vot sau este un vot etnic sau pe proiecte? Nu există un răspuns simplu și unitar la această întrebare, fiindcă, de exemplu, în Secuime, unde sigur că va câștiga un candidat maghiar, nu poți să spui că nu e vot etnic, că este etnic, dar e pe proiect, e pe om, e politic, votul UDMR-ul are candidați peste tot, au și ceilalți, mai există și câțiva candidați independenți și câteva partide care pe aici, pe acolo au pus candidați maghiari. Este o competiție unde sunt convins că cel care are proiecte mai bune va câștiga. Votul etnic la alegerile locale nu este atât de pregnant peste tot cum e la parlamentare. Dar nici nu putem spune că nu există. Dacă vă uitați la câteva declarații din partea partidelor românești, nu toate, unele și unele politicieni și unii politicieni spun, domnule, trebuie să scoatem UDMR-ul din structura autorităților locale, trebuie să câștigăm, să nu câștige UDMR-ul. Deci ei, la fel, îndeamnă la vot etnic. Nu îndeamnă la un vot nici politic, nici pe proiecte. Deci vor fi câteva localități, câteva zone unde votul etnic va fi predominant, dar vor fi și localități unde va câștiga candidatul nostru și nu suntem majoritari nici pe departe. Și probabil că vor fi câteva localități unde va câștiga candidatul unui partid românesc și nu candidatul nostru, dacă e mai bun. Deci e foarte, treaba asta este foarte, foarte nuanțată. Toată treaba asta trebuie văzut de la localitate la localitate, de la zonă la zonă. Nu se poate spune că la alegerile locale 100% este vot etnic. Nu se poate spune că nu contează, nu se poate spune că e doar vot politic. Depinde de la zonă la zonă, de la localitate la localitate și asta este o abordare realistă. Restul sunt povești. Eu încerc să am o abordare realistă și când am ales candidații, am mers tot pe această logică să avem oameni care sunt credibili în comunitatea respectivă, au rezultate sau dacă am schimbat sau dacă a venit un nou, candidat nou, atunci să aibă proiecte credibile care pot fi puse în practică, nu sunt vise, nu sunt proiecte populiste care niciodată nu pot fi realizate și am încercat să găsim acel candidat care este respectat, cunoscut și respectat în comunitatea respectivă. Altfel, este exclus să voteze oamenii un candidat despre care știu că nici măcar la el în curte nu poate să facă ordine. A existat, vreodată sau există la acest moment o strategie a UDMR de a atrage și electorat românesc? Și în acest context v-aș întreba dacă UDMR are și un proiect național, nu doar țintit pe etnia pe care o reprezintă, în condițiile în care există candidați locale și în București? Sigur că avem... facem o campanie în toate orașele și în limba română, dacă vă uitați la Satu Mare, la Târgu Mureș, la Cluj, la Sfântul Gheorghe, la Mercurea Ciuc, la colegii noștri peste tot fac o campanie în așa fel încât să atragă și electoratul românesc, așa cum încearcă să facă și partidele românești. La locale, să vedeți, chiar și Pașca are materiale în limba maghiară, fiindcă dorește să atragă electoratul maghiar. Acolo dispare, când e vorba de alegerile locale, dispar acele vehemențe. Nu mai vorbim de PNL. Rareș Bogdan, scuzați-mă că am spus acest nume, nu vreau, un om politic din PNL vorbește lucruri trăsnite, dar au candidați maghiari și au foarte, foarte multe materiale în limba maghiară. Deci nu se potrivește mesajul lor național cu socoteala locală.
Avem, bineînțeles, la nivelul autorităților locale proiecte care sunt proiecte pentru toți. Nu sunt proiecte la Târgu Mureș doar pentru maghiari sau la Satul Mare. Sunt proiecte pentru toți sătmăreni, pentru toți mureșeni, pentru toți cei care trăiesc în acea localitate sau în acel județ. La nivel național, la fel, când noi venim la alegerile parlamentare, proiectele noastre, majoritatea lor, dincolo de problemele specifice pentru comunitatea noastră, pentru comunitatea maghiară, care sunt specifice și sunt legate de păstrarea identității, toate celelalte proiecte sunt valabile pentru toată România și așa trebuie să fie, indiferent dacă vorbim de economie, de agricultură, de infrastructură. Eu vreau infrastructură de la port, din Constanța, până la Arad, până la Oradea și până la Satul Mare, infrastructură autostradă, feroviară, foarte, foarte bine construită, că așa se dezvoltă România. Eu vreau autostrăzi care traversează regiunile istorice, fiindcă noi în 100 de ani nu am fost în stare să străpungem Carpații măcar cu o singură autostradă, ceea ce înseamnă că nu a existat o gândire strategică sau dacă a existat, a fost o gândire greșită de izolare a regiunilor istorice. Deci, din acest punct de vedere, tot ce propunem noi la alegerile parlamentare sunt proiecte naționale. Inclusiv, zic eu, proiectele specifice comunității maghiare care țin de identitatea lor au o acoperire națională, dacă vreți, fiindcă înseamnă, până la urmă, un echilibru între toate comunitățile și toate identitățile existente în România. Altfel nici nu se poate. Nu poți să faci o politică națională dacă nu te gândești la scară națională. Credeți că actuala lege electorală ar trebui să sufere modificări? Alegeri locale în două tururi, de exemplu, care, și aici o matematică mai simplă, ar asigura o reprezentativitate mult mai mare pentru candidatul câștigător? Nu. Noi nu am susținut acest lucru. Nu susținem în continuare. Noi am spus că alegerile într-un singur tur de scrutin sunt la fel de democratice, la fel de legale și la fel de legitime ca și alegerile în două tururi de scrutin mai mult. Dacă un primar care câștigă cam 20-30% la alegerile locale în primul tur, dacă am avea alegeri în două tururi, și intră în competiție în turul 2 cu primarul care a câștigat 49%, se fac niște alianțe netransparente, se fac niște promisiuni apocaliptice și populiste și eventual va câștiga ăla care a avut de fapt 20% sau 30%, că asta este susținerea lui. Nu crește legitimitatea, doar se fac înțelegeri care n-au nicio legătură cu interesele locale și cu dezvoltarea comunității respective. Deci nu va fi mai legitim omul, dar va fi obligat din cauza sau datorită, depinde de unde ne uităm, coaliției, înțelegerilor subterane, să facă după aceea fel de fel de cedări și să ia niște decizii în favoarea celor care l-au susținut în turul 2. De aceea eu cred că e bine să lăsăm așa cum e. Foarte puține localități sunt unde un primar sau, mă rog, un candidat câștigă cu foarte puține voturi. Spun, da, la nu se poate să câștige cu 8%, cu 10%, cu 20%. Dar nu se întâmplă. Marea majoritate a localităților, 95%, 96%, noi am făcut la un moment dat un calcul la nivel național când era proiectul de lege în dezbatere, am demonstrat că marea majoritate a primarilor au câștigat alegerile cu 40%, cu 45%, cu 47%, nu cu 20%, nu cu 10%. Astea-s povești de adormit copii. Ați solicitat scuze din partea președintelui Klaus Iohannis după episodul în care acesta a ieșit în spațiul public cu expresia aia nouă PSD. Le-ați primit? A existat o discuție pe acest subiect între dumneavoastră și șeful statului după momentul respectiv? Nu, n-am avut nicio discuție din martie cu șeful. Ultima dată am vorbit în martie cu șeful statului, după aceea n-am mai vorbit. Acele declarații erau
inacceptabile, fiindcă nu aveau nicio acoperire cu furatul Ardealului. Cum spunea un clasic în viață, idioțenie, cel care spune așa ceva nu are dreptate, minte, manipulează, și a fost și rămâne în continuare o problemă, fiindcă a venit la acest nivel, de la acest nivel. A luat în batjocură limba maghiară, care iarăși nu este acceptabilă. Ne-a făcut pe noi, într-un fel, dușmanii României, ceea ce nu suntem. Nu vrem să furăm Ardealul, nu vrem să facem rău nimănui. Și, sigur, a aruncat această semință aurii într-o perioadă când nu era nevoie de așa ceva. Nu era nevoie de așa ceva, fiindcă lumea era și este preocupată de alte... Bun, ok, vrei să atragi atenția de la rezultatele minunate ale guvernului tău? Pot să înțeleg, dar nu cu astfel de chestiuni. Nu poți să, tu ca președinte al României, care ești la vârful ierarhiei statului și dincolo de acest lucru ai și informații, dacă ceva se întâmplă, ești tu responsabil și nu poți să faci doar o luptă politică din astfel de teme. Și s-a demonstrat că nu existau nici informații, nu a existat nici măcar o astfel de intenție. Nu poți să faci o astfel de declarație. N-am avut nicio discuție cu președintele Iohannis din martie. Și nici scuze, m-aș auzit. N-am auzit eu, cel puțin la mine n-au ajuns. PSD, Partidul Social Democrat, a introdus un amendament la rectificarea bugetară și anume majorarea cu 40% a fondului de pensie. Va susține UDMR această inițiativă? În primul și în primul rând există o lege. Deci ei nu au introdus ceva nou. Ei au spus că există în lege o creștere cu 40%, legea trebuie respectată, și este responsabilitatea guvernului să găsească resurse pentru a respecta legea, sau este responsabilitatea guvernului de a modifica legea. Nu există o altă posibilitate. Noi am fost consecvenți când a fost vorba de alocații pentru creșterea copilului, când a fost vorba de creșterea pensiilor, nu putem să fim decât consecvenți și în 2020, ținând cont în același timp că există și vine o criză. Există deja o criză și vine o criză economică mai departe în 2021-2022. Dar dacă nu vrei să respecti legea tu ca guvern, ok, ai posibilitatea să schimbi legea. Asumă-ți responsabilitatea, răspunderea modificării legii. Nu trebuie să arunci în ograda Parlamentului prin fel de fel de mișcări mai tehnice. Nu. Politic spui că nu pot, nu vreau, nu am bani, nu sunt în stare să fac rost de bani, împrumut cu o dobândă mai mare decât toate țările la un loc adunate. Poți să dai multe argumente, dar de ce aștepți de la mine? Să nu fiu consecvent cu mine însumi. Não se pode.